Bună dimineața, Magda! Bună dimineața, Oana! Bună dimineața tuturor! Schimbări și în aspectul vremii. Temperaturile încep să scadă, mai ales în acest weekend vor fi chiar și cu 10-12 grade mai scăzute decât în zilele trecute. Vin și ploile și avem și vânt cu intensificări în foarte, foarte multe zone. Vorbim mai întâi despre continent și apoi voi detalia prognoza pentru țara noastră. Astăzi se înseninează prin vest și prin centru. Vreme frumoasă va fi și în zona Mediteranei, dar se anunță ploi consistente în nordul Spaniei, prin sudul Franței și prin zona țării noastre, de asemenea prin nord-estul extrem. Temperaturile scad tranșant în est și cresc treptat în arhipelagul britanic. În primele zile, precipitațiile vor fi abundente în ținuturile sud-vestice, dar și în cele de sud-est. La noi ajung chiar în acest weekend, iar de luni încolo, precipitațiile se vor retrage treptat. O masă de aer rece va pătrunde prin nord-est spre centru și spre est și aduce o răcire destul de serioasă. Câteva zile se va răci și la noi, iar marți aerul cald revine și va cuprinde aproape tot continentul. Ajungem în țară unde se întoarce frigul, cum spuneam, temperaturile scad peste tot, iar scăderea este una de 10 sau chiar 12 grade. Norii vor acoperi multe zone, dar ploile vor fi slabe și locale și vor uda zona Transilvaniei și sud-estul țării. Vedem soarele doar prin ținuturile vestice și prin cele nord-vestice, iar precipitațiile se întețesc peste noapte, dar până atunci se anunță atmosfera agitată cu vânt intens în sudul și în sud-estul țării, de asemenea în vestul țării. Presiunea atmosferică scade, iar temperaturile vor fi de la 7 grade în depresiuni la 17-18 grade prin sudul Banatului, dar și prin vestul Olteniei. În județul Ialomița și în zonele joase din județele Buzău și Prahova este cod galben de vânt intens până la ora 9. Vântul va depăși la rafală viteze de 55-60 de km pe oră. Cam atât deocamdată, la următoarea intervenție detaliem fiecare zonă în parte. În primele zile, precipitațiile vor fi abundente în ținuturile sud-vestice, dar și în cele de sud-est. La noi ajung chiar în acest weekend, iar de luni încolo, precipitațiile se vor retrage treptat. O masă de aer rece va pătrunde prin nord-est spre centru și spre est și aduce o răcire destul de serioasă. Câteva zile se va răci și la noi, iar marți aerul cald revine și va cuprinde aproape tot continentul. Ajungem în țară unde se întoarce frigul, cum spuneam, temperaturile scad peste tot, iar scăderea este una de 10 sau chiar 12 grade. Norii vor acoperi multe zone, dar ploile vor fi slabe și locale și vor uda zona Transilvaniei și sud-estul țării. Vedem soarele doar prin ținuturile vestice și prin cele nord-vestice, iar precipitațiile se întețesc peste noapte, dar până atunci se anunță atmosfera agitată cu vânt intens în sudul și în sud-estul țării, de asemenea în vestul țării. Presiunea atmosferică scade, iar temperaturile vor fi de la 7 grade în depresiuni la 17-18. Bună dimineața, Oana! Bună dimineața tuturor! Schimbări și în aspectul vremii. Temperaturile încep să scadă, mai ales în acest weekend vor fi chiar și cu 10-12 grade mai scăzute decât în zilele trecute. Vin și ploile și avem și vânt cu intensificări în foarte, foarte multe zone. Vorbim mai întâi despre continent și apoi voi detalia prognoza pentru țara noastră. Astăzi se înseninează prin vest și prin centru. Vreme frumoasă va fi și în zona Mediteranei, dar se anunță ploi consistente în nordul Spaniei, prin sudul Franței și prin zona țării noastre, de asemenea prin nord-estul extrem. Temperaturile scad tranșant în est și cresc treptat în arhipelagul britanic.